Dar îmi plătești eu volant. Păi și cât e un volant plătesc la gândit de mașină? 50 de lei. Că aș vrea să ne facem o trupă și să se cheme trupa ceva să ne definească, cocoșațelor din Cosmopolis. Ok, și dacă îmi pierzi Rolex-ul? Păi n-am cum să-l pierd. Gen, orice ar fi, îl dau pe chestii mai scumpe. Dacă ți-l fură cineva? Bă, l-auzi ce zice ăsta, mă? În clipul de astăzi o să le propun idei proaste prietenilor mei. Dacă mai vreți clipuri de genul în continuare, neapărat abonați-vă canalului, apăsați butonul de like și un follow pe Instagram. Hai să trecem direct la clip. Este timpul să-l sunăm pe Sica. Nu o să-i sun pe FaceTime, pentru că de obicei când te sună cineva pe FaceTime, îți dai seama că filmează, așa că nu o să-l sun pe FaceTime. Ce faci, bă? Ești încă în Târgoviște? Bă, fii atent, am un plan de marketing foarte bun cum ne putem crește conturile și eu și tu și Nana și să facem și bani mulți. Bă, da, gen acolo, doar că, bă, eu să mă dau la Nana pe net și teoretic eu cu Sex să ne certăm, gen. Că lumea ne știe ca un duo și ești gagica lui. Ce? Zici? Bă, nu mă interesează, gen, eu vreau doar să-mi cresc contul și să fac bani de pe chestia asta, gen. Dar nu știu cum aș putea să fac bani. Eu nu vreau. Nu vrei? Păi, da mă, dar o faci... Nu dau ideea, dacă vrei să facem TikTok-uri, altceva, gen, nu știu, o altceva, nu cu mine și cu Ana, facem, dar nu, dar mai dăm un televizor pe stradă, mai dăm o casă, mai dăm ceva. Da mă, Vere, da, gen, ideea e că tu nu o să fii de acord cu asta în mod evident. Pana mea, ești cu Nana. Ești prost, dau cu tine în casă, să dau cu tine în casă. N-ar fi un plot twist foarte mare dacă după ce te-ai muta aș începe să-ți fac chestii rele, gen? Stai la mama naibii sau altundeva. Băi, nu merge, nu, e o idee proastă. Nu vrei, nu? Nu. Nana, tu ce părere ai? Bă, nu știu, adică, uite, de exemplu, pentru mine și Darius n-ar fi cam prost. Practic, tu ești vilă, nu din poveste, că te dai la mine și așa. Dar fiști tu prost după și mie mi se pare foarte prost pentru tine, gen. Adică tu după nu mai poți să te scoți ca să fii ok când ai făcut asta, gen. Păi fac și eu ca băiatul ăla cu pensulele, că era planul meu de 8 luni. Da. Bine, bă, sincer, uite, filmez un vlog, le propun prietenilor mei cele mai proaste idei. Eu mă așteptam, Vere, să-mi vin ceva idei și mie chiar deși credeam că ți-am vins o revelație, poate că m-am cu 5 milioane de followeri. Și după te aud cu, da, o să mă dau la Nara. Da, e o idee într-adevăr proastă, bă, de-abia aștept să veniți la București, că mi-e dor de voi. Hai, poate facem un grătar. Bine, bă, te pup. Hai, vă pup, pa, aveți grijă pe drum. Da. Pa, pa, pa. Bă, asta e reacția pe care mă așteptam să o primesc, sincer. Adică era prost rău de tot. Vai de cap, bă, numai când îmi imaginez ce aș fi putut să fac. E oribil, e rău. Doamne, doamne, doamne. Mă, parcă mi-am luat și așa un pic cringe. Pentru partea asta am venit la Gami acasă, că lui vreau să-i propun așa direct față în față. Și hai să vedem ce părere o să aibă despre ideea mea. Bă, zic că am o idee foarte bună, n-are cum să mă refuze. Bine, tu? Bă, am o idee bună, rău. Fii atent. Ți-ai luat Tesla. Și mă gândeam să fac un vlog, dar zic de dinainte ca să nu te superi așa tare. Gen, vreau să dau cu chestii scârboase, gen să-ți vandalizez mașina, cu vopsea, cu... Bine, nu știu cum o să iau după vopseaua de pe aia. Cu mâncare... Am, pe față, am folie pe pe, dar eu vreau să-i pun un volant. Pune un volant șmecher, știi? Înainte dau jos volantul, dacă vrei. Mă las să fac asta? Oricum dau jos. Da, vezi că e deal. Da, îmi plătești colan. Păi și cât e un colan plătești la gândit de mașină? 50 de lei, nu știu. Ma, da, îți dau banii pe vlog? Câți bani face vlogul? Păi, hai, mă pune la mine. Da, ai puțină dreptate. Dar că, cum am prea recent, știi? Dar tu nu vrei să faci sens de durabilitate cu ea, nu? Am zis mai minte, dar nu știu dacă o să-i pun titlul ăsta. Nu cred că e destul de bun. Eu nu cred că e destul de durabilitate cu Tesla. Nu cred că e destul de bun video încât să merite titlul ăsta. Eu nu vreau să fac clickbait. De când pun teze durabilitate, lumea se așteaptă să o rup acolo. Nu știu dacă chiar o rup. Deci dacă chiar o rup, nu vrei să facem pe canalul meu asta, că n-am făcut asta niciodată? Și cred că ar fi un impact mai mare pentru că publicul meu nu e obișnuit cu teze durabilitate. Pe cum am făcut pe film asta? Cum ce? Cum o să plătim asta? Cum o să plătim asta? Da. Da, e problema. Facem vloguri de cât un minut, facem vloguri, sunt mai multe vloguri, mai multe view-uri, mai mulți bani. Păi da, e mai mic RPM-ul. Și nu o să faci mai multe view-uri din 8 vloguri decât dintr-unul. Pe mine dai unul și bun. Da. Cât ai tu, ați să-ți spun clip normal? Clip normal, 50 de view-uri, nu știu, 70 de euro. Ce p***a știu, dacă vei, nici măcar o dea de jucării nu putem să luăm să strigăm, ești nebun? Bă, fii atent, filmez un vlog, propun idei proaste, vloguri. Proaste. Da, n-avea sens, nu spun, fac 70 de euro dintr-un clip. Da, nu prea mergea. Nu, fac. Te așa. Mami, mai filmat cum mâncam.
L-am spus pe Gami că a plecat pe terasă. Bă, las camera aici. Îl chem tu, te rog. Da, că am și pentru el. Bă, Gami, Gami, ai venit puțin. Bă, băi, vreau să mă duc un pic ca tine, fiare, dar o idee bună. Așa. Deci, l-ai văzut pe ăla din Trinitate de face travel cu un penny și multiplică penny-ul. Da. Ei bine, eu vreau să fac un penny, vreau să aibă o poveste mai interesantă chestia asta. Vreau să-mi dai Rolex-ul tău. Așa. Dar fii atent, Rolex-ul tău trebuie să-l dau la trade pentru chestii mai scumpe. Și la un moment dat, goal-ul aș vrea să fie un Mercedes S-Class 400, exact ca al tău. Și să ai două, doar că-l facem jumătate. Și faci mai mult decât Rolex-ul ăla. Și am și eu bani și mai ai și tu bani în plus. Ok, și dacă pierzi Rolex-ul? Păi n-am cum să-l pierd. Gen, orice ar fi, îl dau pe chestii mai scumpe. Dacă ți-l fură cineva? E, la asta m-am gândit. Primul rând nici o păi, dar nu-l pun la mâine, vreau să-l dau la oameni, gen. Nu-i vine nimănui. Adevărat. Adevărat și asta. Dar nu o să-ți dau ceasul meu să faci tu vlog. Ah, uite, ți-l dau, că poate te păcălește unul. Uite, am Tissot-ul ăsta de 500 de euro. Și e mai scump ca Rolex-ul tău. Ce facem? Tu oricum încep de la un penny, cum ajungi la Rolex oricum? Păi planul era să încep de la Rolex, nu de la penny. Că aș avea un început mai bun, plus că e Rolex-ul lui Gami. Bă, nu auziți ce zice asta, mă? Să facă serialul Ryan Trahan, dar în loc să înceapă cu un penny, să înceapă cu Rolex-ul meu. Păi să o ia în jos? Nu, să ia jos, să ajungă la S-Class. Da, să fie exact același pe care l-are Gami. Ce părere ai de idealul ăsta? Da, în jos poate să meargă. Ai loc ea. Pa, băi. Ne vedem imediat. Pa, 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 pa. Ăla de pe perete, îmi dai? Să încep cu ăla. Nu, clar ăla de pe perete, nu ți-l dau. Da, bine, bă, Gami, filmam un vlog. Propun idei proaste. Nu cred că te-ai prins. Dacă nu-l făceam și eu de 3 ori vlogul ăsta. Adevărat și asta. L-am luat pe ăsta, dar are toată experiența din lume. Aie. Aie, gen. A venit momentul să o sunăm și pe Ilinca, o dăm aici pe speaker și duc telefonul mai aproape de voi să auziți și voi. Sper că nu e cu mătă. Dacă mă știu eu pe Ilinca, probabil nu-mi răspunde și probabil nu e nici la botez. Cred că doarme. O dă-i la un botez. Bine, o să încercăm la Ilinca mai târziu. Rupi internet. Mă, dă, ce faci, te grăbești? Da, de ce? Nu-s acasă. Ok, e perfect, nu contează. Vreau să zic la telefon 2 minute, Mia. Ok, spune. Fii atent. Ținând cont că vrei să lucrăm gen mai mult și să facem chestii faine împreună și cu muzică. Nu vreau mașinile, mulțumesc, nu. Mă gândeam să... Băi, ideea e că vreau de mult timp să scot niște piese, gen. Sau, mă rog, o piesă. Și ținând cont că-ți faci tu studio, mă gândeam că poate ai vrea să facem ceva împreună. Și mă gândeam, gen, să ducem chestia asta foarte sus. La modul că aș vrea să ne facem o trupă. Să se cheme trupa, ceva să ne definească, Cocoșațelor din Cosmopolis sau ceva. Gen, să vadă lumea că e la mișto. Super, Rubinet, vom face asta cu mare drag. Te bagi? Desigur că mă bag. Ah, wow, cât de ușor a fost. Până la proba contrarie, salut vlogul care se numește Propun idei proaste prietenilor. Fuck! Da. Bine, mă, dă mersi frumos, s-a durat mai puțin decât mai știu. Da, ăsta e. Ah, bun, perfect. Bine, hai, te pup, ne auzim. Hai, te pup, te pup, te-am desconspirat. Mai rup, pa. Da, mă, dă n-a vrut să-mi dea și mie minute, să pot să... Mă rog, nu mai contează. Bă, voi m-ați lua în serios pe bune dacă aș scoate piese, adică, sincer vă zic, eu vreau să scot de ceva timp o piesă și nu știu, am așa o din asta, că, bă, poate nu o să vă placă, dar până la urmă mă gândesc că aș vrea să o scot pentru mine, să o ascult eu în mașină, să-i dau lui mama, lui tata, să o asculte și ei. Ăsta e visul meu și eu chiar să scot o piesă. Și dacă vlogul ăsta face, nu știu, 10.000 de like-uri, jur acum pe vlogul ăsta că eu o să fac o piesă. Și puteți să-mi lăsați idei de piese în comentarii, doar că nu vreau să-mi jur pe ele, să știți că nu sunt genul meu în jurăturile. Nu va cuțite, nu sunt violent, nu mă definește asta. Money line, I'm a runner.